În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Cu cât s-a apropiat Bunul Dumnezeu mai mult de oameni, cu atât mai mult Urtorul de oameni a băgat între cei din neam, între pământeni, vrajba, ura, cearta și dezbânarea. Cu cât a avut Bunul Dumnezeu să le dea o lege prin Moise, prorocul său, prin care să-i ridice deasupra cercului închis al terii împrejur și să îi înalțe către fericitile cerești, cu cât le-a dat lege, cu atâta demonul a lucrat chiar prin formele legii să-i arunce pe oameni în fără de lege. Cu cât taina iubirii lui Dumnezeu s-a arătat pe pământ în punctul maxim al înomenirii Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu, cu atât mai mult, taina fără de legii și a urii și a neiubirii a început să crească în intensitate. De aceea, iubiți credincioși, noi trebuie să înțelegem Duhul din Scriptură, Duhul din lucrarea lui Dumnezeu, pentru că El este deasupra tuturor locurilor, formelor, spațiului, timpului, este mai presus de toate. Este Duhul libertății, Duhul adevărului, Duhul vieții. Și Fiul și Cuvântul Dumnezeu s-a nomenit de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om ca noi. În momentul în care Pruncul Iisus a apărut pe pământ, credincioși, forțele Întunericului simțeau ceva, percepeau ceva, dar nu știau cum să identifice. Nu cunoșteau care este taina lui Dumnezeu. De aceea, din timp pândea Satana pe orice fecioară ce putea deveni fecioara, una și unica. Din toate vrăjmășiile lui încerca să găsească și să intuiască momentul pe care vrea să-l strice, să-l pângărească, să-l distrugă, momentul înomenirii Fiului și Cuvântului Dumnezeu în nebunia lui, crezând că poate să facă ceva. Dar iată că Domnul a lucrat cu o taină atât de mare, taina cea din veacă ascunsă și de înger neștiută, iubiți credincioși, încât prin arhanghel, nu prin heruvim, serafim, sau prin puteri sau tronuri, printr-un arhanghel, a venit nu în templu, nu în Sfânta Sfintelor, ci în casă și a zis, bucură-te ceea ce ești plină de dar. Marie, Domnul este cu tine, că vei deveni al lui Dumnezeu mireasă. Și atunci, iubiți credincioși, taina cea de beac ascunsă a început să răsară lumii încetul cu încetul, așa cum răsare soarele dreptății. Întâi aurora de dimineață, luceafărul de dimineață, razele de lumină și apoi soarele care se dezvăluie încet cu încetul, până când are putere la jumătatea zilei. Și pe cât apare lumina, pe atât se potrivește întunericul. Pe cât apare și răsare adevărul, pe atât mai mare este minciuna și viclenia care vrea să astupe adevărul. Pe cât de mare este bunătatea, pe atât de mare este ura care ia ție, iubiți credincioși. Pentru că lumea aceasta căzută, care este și a fost sub cel rău, se împotriva cumplit din toate părțile, prin toate formele, ca să se nască Fiul și Cuvântul Dumnezeu pe pământ. Și iată, iubiți credincioși, că Domnul pe toate cele ale lumii le convertește ca să le transfigureze și să le înalțe. Ați vrut voi în scriere, din dorință și gând de stăpânire și de control, voi împărații Romei, iată că pe înscrierea voastră voi ajunge și voi împlini prorocia ca să mă nasc în Betleem. Ați vrut voi să știți voi, fiecare om, în ce timp, în ce loc se naște, ce număr poartă, ce nume poartă, unde se află el, iată că va rămâne pentru totdeauna înscris în creierul nostru ortodox că s-a născut
în timpul viscredincioși cezarului Augustus, în timpul lui Ponțiu Pilat, în timpul lui Irod, în timpul acestora s-a rămas scris locul, timpul, domnia, ca să vedeți că Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, prin înscrierea voastră, este dovedit că s-a făcut om și nu mai puteți să întoarceți lucrurile. Și de la naștere, când s-a pecetluit într-un mod istoric și lumesc nașterea sa, până la mormânt, când voi ați pus sigiliu și pază, s-a dovedit că a fost om, că s-a născut, că a pătimit, că s-a răstignit, că a înviat și că s-a învățat toate ale voastre, Domnul le-a convertit spre bine. Dar, iubiți credincioși, dincolo de toate acestea, vreau să vă conștientizez de legătura dintre postul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, sărbătoarea nașterii și starea duhovnicească de după Marea Sărbătoare a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că cel viclean, Satana, și atunci și acum urmărește același lucru. Până să se nască Domnul, urmărea pe orice fecioară ca nu cumva să rămână însărcinată. După ce a simțit el că va veni vremurile, iată că încerca să ispitească pe Iosif direct Satana prin gând, prin îndoială, prin lipsă de credință. Și uitați pe acel moș viclean cu cojocul întors, cu toiag în mână și cu picioarele vinete. Acel moș, iubiți credincioși, este demonul întunecat și viclean care aruncă săgeți de gând ca să lase pe fecioara ascuns și să plece. Dacă n-am putut să estompez, să blochez nașterea, atunci să deviez lucrarea, adică să o lase ascuns, că după aia, fiind singură, voi lucra mai cu putere asupra fecioarei. Dacă n-ai putut să deviezi, demone, atunci te-ai răzvrătit și mai tare, pentru că i-ai adunat pe cei care de obicei ții împrăștiați. Nu vrea cu oamenii să fie adunați, ca să fie cu putere. Dar când are el interes, îi adună. Și îl adună și pe Irod, și pe arhierei locului, și pe preoți, și pe cărturari, și pe bătrâni, și fac aceștia sinodul, care îi adună că vrea să-i norocească. Și ține împrăștiați când nu vrea să se lumineze. Și i-a adunat ca să afle unde se naște pruncul, ca să treacă demonul de la atacul prin gând asupra lui Iosif, să treacă la prigoană, la iscodire, la cercetare din punct de vedere a Scripturilor, să cunoască terenul pe care poate să atace. Și apoi mai departe, iubiți credincioși, și nu a încetat lupta. Merge cu nebunie mare, încât omoară prunci pe care o să-i cinstim mâine, 14.000 de prunci, de copii, care vor fi sacrificați în familiile lor, omorând tot ce poate omorâ, prin cine? Prin sabia lui Irod, prin sistemul de atunci, prin încuviințarea autorităților și așa mai departe. Și atunci, iubiți credincioși, vedeți cum pleacă demonul, estompează, apoi încearcă să devieze, apoi îi adună ca să afle din Scripturi, ca să facă taina fără de legi, și apoi procede să omoare 14.000 de prunci. Dar ce poate face un bătrân și o fecioară la asemenea atac, de asemenea amergură? Pentru că nu era doar un bătrân, erau toți bătrânii poporului. Nu era doar un drept ca Iosif. Erau toți arhierei, cărturari, farisei, adunați acolo în sobor, atâtea minți. Nu era doar puterea religioasă, era și puterea lumească a lui Irod. Erau toți. Și având în spate toți demonii care urmăreau să lucreze prin ei. Ce se poate face la atâtea zeci sute de atacuri, forme nebănuite, un bătrân de 80 de ani, o fecioară și un prunc? Ce să faci? Și atunci, iubiți credincioși, taina cea mare este taina ascultării care se naște din libertate și din iubire. Pentru că
deși toate atacurile erau diverse și nebănuite, iată că Bunul Dumnezeu îl scotea pe Iosif, pe Fecioară și pe Prunc din orice încurcătură. Pentru că, ia uitați-vă în pericopa evanghelică cu magii care au plecat pe altă cale în țara lor, după ce s-au dus magii, începe lucrarea. Iată, Îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif. S-a arătat în vis, iubiți credincioși. Deci lucrare suprafirească la un atac demonic, drăcesc, nefiresc și la o răutate omenească a lui Irod. Vine lucrarea suprafirească. Și se arată în vis și îi spune așa. Ia uitați-vă cât declară. Scoală-te, ia pruncul și pe mama sa, scurt, iubiți credincioși, ar putea scurte, fugi în Egipt, stai acolo până îți vă spune eu, pentru că Irod vrea să omoare pruncul. Vedeți câte cuvinte clare, precise, într-o singură frază? Scoală-te, ia, fugi, stai, întoarce-te când îți spun eu. Și în noapte, după vis, s-a sculat, a luat și s-a dus. Și a stat acolo. Ascultare desăvârșită, iubiți credincioși. Ascultare nu la nivel logic, nu la nivel rațional, nu la nivel lumesc. Pentru că orice ar fi făcut la nivel lumesc, ar fi dat-o greș. Și l-ar fi prins vreunul din soldații lui Irod și l-ar fi omorât și pe el, și pe prunc, și pe Ioan Botezătorul, și pe Elisabeta, și așa mai departe. Dar dincolo de toate vicleniile omenești și drăcești pe orizontal, vine Domnul prin înger, vine Domnul prin conștiință, vine Domnul cu lucrarea Harului și te poate scoate într-o clipă, dacă știi să faci ascultare, fiind în starea de trezvie, de iubire, de slujire, de atenție continuă, cu disponibilitate totală de a face voia lui Dumnezeu. Și atunci, a încercat să cunoști toate drăcăriile lumii acestea, n-ai nicio șansă să scapi de ele, decât dacă stai cu mintea atentă în inimă, într-o rugăciune neîncetată, să spui, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mi pe mine păcătosul, iar harul din mine cu harul din tine, cu harul din celălalt, lucrează diferit, în forme diferite cu fiecare și ne scoate la liman, iubiți credincioși. Și te scoate și te ascunde unde știe Bunul Dumnezeu. Unde, iubiți credincioși, l-a ascuns pe Iosif, pe Fecioară și pe Prunc, Bunul Dumnezeu. Exact în bârlogul ursului, cum se zice. Exact în întunecimea întunericului Egiptului. Exact în locul unde s-aflau toate vrăjitoriile, magiile și farmecile și răutățile de pe fața pământului. Exact acolo l-a ascuns, exact acolo s-a adăpostit, acolo a găsit Dumnezeu și a lucrat prin oameni cu inimă curată, pentru că în mijlocul răului Dumnezeu de multe ori așează binele la un nivel nebănuit. Și ce trebuie noi să pricepem? Dincolo de Betleem, dincolo de Ierusalim, dincolo de poporul ales, dincolo de neamuri, dincolo de magi, dincolo de păstori, dincolo de spațiu și dincolo de timp, mai presus de toate aceste forme de plus și de minus, este starea de ascultare care le-a rânduit pe toate după voia lui Dumnezeu cea sfântă. Cu ce a rămas Iosif, iubiți credincioși, din Betleem, din vizita magilor, a păstorilor, a rămas cu această stare de credință și de disponibilitate crescândă în slujirea pruncului și a lui Dumnezeu până la capăt. A trecut postul, a mâncat mâncare de sec. Am intrat după aceasta, mâncare de dulci. Au fost anumite slujbe în post, au venit alte slujbe de bucurie după post. Rânduieli și rânduieli, stări și stări, forme și forme. Dincolo de post și dincolo de mâncare de dulci. Dincolo de 40 de zile, dincolo de starea de după 40 de zile. Iată, iubiți credincioși, noi trebuie să rămânem în starea de trezvie și de sărbătoare continuă ca o pregustare a zilei a 8-a. Vă amintiți după postul Paștelui? Urmează săptămâna luminată. Săptămâna luminată
când se deschid porțile împărătești, la ușile împărătești, la altar, și iată că este o bucurie continuă, se zice Hristos a înviat, Hristos a înviat, adevărat a înviat în continuu, și este chemat poporul în acea săptămână luminată, în continuu, la slujbe neîncetate, să se împărtășească cu Sfintele și Preacuratele Taine, chiar dacă ei mănâncă de dulce. Se trezesc prigonitorii atunci și să spună: omorâți pe prunc și indirect pe mama ei, pe mama lui, și nu mai împărtășiți poporul, pentru că deja au început să mănânce de dulce. Și după nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, iubiți credincioși, 25 și cu 7 zile, este o săptămână până la punerea numelui, până la tăierea împrejur, și apoi continuăm iarăși până la bogotează, 7 și 7, vedeți, zile și zile. Este o săptămână care putem considera săptămână mare, săptămână luminoasă, săptămână de chemare, săptămână de bucurie, în care nu trebuie să ne urăm cele ale timpului la mulți ani. Nu trebuie să ne urăm cele ale lumescului, să secularizăm totul, să ne urăm Crăciun fericit. Aici, în Valea Plângerii, iubiți credincioși, fericirea constă în jertfă. Și trebuie să urăm, cum am zis, la sărbătoarea Învierii, Hristos a înviat. Aici trebuie să urăm nașterea Domnului cu bucurie, trebuie să urăm Hristos se naște, slăviți-L, trebuie să rămânem cu mintea, iubiți credincioși, în teologia sărbătorii. Dacă secularizăm totul și sărbătoarea și tradițiile, iată că ne-a furat dracul rasnicul. Ne-a furat cel viclean starea de sărbătoare. Și mereu vă spun, nici nu s-a născut pruncul și a început prigroanul. Nici nu s-a născut pruncul și a început viclenia și urzeala fără de legi. Nici nu s-a născut pruncul și începe demonul să-i stopeze, să devieze, să fure, să viclenească, până la crimă, să crească intensitatea răului. Nu lăsați garda jos, nici după miere, nici după Crăciun. Nu lăsați garda jos, chiar dacă mâncați de dulce, să rămâneți cu înfrânarea. Pentru că din post, ne trebuie să rămânem doar cu înfrânarea. Chiar dacă este o stare de bucurie, să rămâneți cu obișnuința de rugăciune neîncetată, ori de mâncat, ori de beți, ori de altceva faceți în numele meu să faceți. Deci învățați, iubiți credincioși, să faceți din fiecare moment, din fiecare mișcare, din fiecare îmbucătură, din fiecare plimbare, din fiecare ieșire, o boabă de metanie. Și ai făcut un gest, ai dat o boabă. Ai făcut o mișcare, mi-ai dat o boabă. Și fiecare boabă de metanie trebuie unită cu o rugăciune de cerere, de slavoslovie, de miluiește-mă. Și atunci vă îndemnăm să fiți atenți. Pentru că dracul vrea să sperie pruncul. Dracul amenință pruncul. Din noi, n-are nicio putere asupra pruncului Iisus Hristos. Dracul, biscuit credincioși, îi spune pe față, începe cu frecvențele lui joase, vibrațiile lui joase, lucrând prin babe și prin moși. Babă și moș este o denumire cu o frecvență joasă. Moș Nicolae, moș Crăciun, i-a numit moș. Ca acești bătrâni înțelepți, Sfântul Nicolae, bătrân cu vârsta, dar înțelept, iubiți credincioși și plin de har și de sfințenie, babele și moși sunt cei care aveau o hidoșenie în basme și în povestirile pentru copii. Dar noi trebuie să trecem la acest nivel unde rămâne săracul creștin de acum, parcă pentru el încep sărbători. Au trecut Crăciunul acesta care e pentru copii și colinde și cei maturi, mulți din neam, se focalizează pe la mulți ani, pe Revelion, pe tradițiile acestea grosiere și demonice cu capra, cu ursul, cu așa mai departe și pierd bucuria sărbătorii. După ce-i tras cu pușca, pericolul este în recul care poate să spună, să-ți rupă umărul, iubiți credincioși. După ce-ai făcut un lucru bun, pericolul este ca să se transforme, că nu te aștepți într-un lucru rău. După ce a căzut satana din cer, cu coada lui la final a mai tras o treime din îngeri. Aveți grijă să nu tragă în jos o treime dintre voi, dintre îngerii lui Dumnezeu, dintre creștinii luminoși, să nu-i tragă la pământ după marea sărbătoare. Rămâneți în trezvie, rămâneți în atenție și, repet, din toată perioada postului, să rămâneți cu obișnuințele duhovnicești frumoase, trăirile autentice,
Atenția, trezvia, rugăciunea neîncetată și obișnuința de a te împărtăși cu Sfintele și Preacuratele Taine, astfel când, dincolo de plus și minus, dincolo de a mânca și a nu mânca, dincolo de toate acestea de loc, de Betleem, de Nazaret, de Egipt și așa mai departe, să rămână starea de trezvie, de iubire și de ascultare. Dacă poporul ar fi în starea de ascultare, i s-ar spune prin conștiință, Iubiți Credincioși, și prin Îngerul Păzitor, așa cum i s-a spus lui Iosif, stai, vino, ieși, du-te, așteaptă, acum, puterea politică încă e la putere, nu te întoarce din Egipt. Vezi că a murit Irod, acum e momentul, nu te du acolo, du-te în locul celălalt. Îi spunea exact ce trebuie să facă Iubiți Credincioși. Iar dacă poporul a stat în liturghie, i-ar vorbi Domnul, Iubiți Credincioși. Dacă poporul s-ar împărtăși, ar fi protejat de Hristos Dumnezeu care este în inima lui. Dacă poporul s-ar trezi de dimineața și până seara și să spună Îngerul meu Păzitor, ce să fac? Grăiește în conștiință, grăiește prin conjuncturile vieții, grăiește în vis, precum lui Iosif, ar ști fiecare celulă, fiecare om din popor, unde să se ducă în stânga și în dreapta, astfel încât să fie un tot unitar care să lucreze după voia lui Dumnezeu. Dar în timp ce creștinii dorm, în timp ce conducătorii lor bat palma, ai văzut credincioși cu irozii veacului acestuia, în timp ce ei trădează sub toate aspectele, dracul lucrează prin ei. Pentru că dacă la un sinod tâlhăresc din Creta au impus într-un mod mascat erezia blestemată a ecumenismului, acum într-un mod insistent pregătesc, iubiți credincioși, o uniație a ortodoxilor schismatici prin Ucraina cu greco-catolicii care vor să unească Crăciunul în aceeași zi, pregătind un cap de pod și un punct de sprijin să răstoarne Universul creștin, pregătindu-l pentru un potir comun peste un an, doi, trei, când trădătorul și ereticul patriarh ecumenic, instrument al noii ordini mondiale și al globalizării, vor toți, ca instrumente demonice, să se întâlnească la un punct și să vorbească irozii lumii acesteia cu arhierei cărturare trăzătorii lumii acesteia ortodoxe, să cadă studiind Scripturile și să omoare pruncul, adică să jertfească Sfânta Liturghie, aruncând ortodoxia în erezia ecumenismului și în schismă, Iubiți Credincioși, într-o uniație cu papistașii și nu numai atât, ci interreligioși, interconfesionali, să vă treziți în numele iubirii și a unității, omorând, fără să știți, pruncul într-un potir comun de câțiva ani și să spuneți, mai ții minte, acum 3-4 ani mergeam la biserică, la liturghie, acum nu mai putem să mergem. Acum vreo 3 ani mergeam și ne împărtășeam, acum nu mai putem să mergem. Și ni se spunea și nu înțelegeam. Uite, acum ne presează ca să mergem la o slujbă unde vedem standardul globalizării a noi ordini mondiale, a ecumenismului, a unui potir comun și așa mai departe, pentru a salva omenirea, pentru a salva, iubiți credincioși, încălzirea globală, pentru a salva lumea de război, de foamete, de pandemie, de toate aceste pericole fabricate de ei, dar toate acestea au ca scop ce? Să omoare pruncul, să omoare pe Domnul nostru Iisus Hristos. Dar nu numai atât, vă omoară și repere, atât religioase, cât și cele laice. Vă omoară duhovnicii din conștiința voastră, a cei care propovăduiau mărturisirea credinței până la mucenicii, împărtășirea continuă cu Sfintele Taine, a rămâne în biserică și a osândi erezia, pe aceștia vi omoară din conștiința voastră pe adevărații mucenici și mărturisitori și pe plan laic vor să vi scoată din conștiință, din gândire, din învățământ și din viața de zi cu zi, distrugându-le bustul și memoria, cum vor să facă, iubiți credincioși, cu mărturisitorii, martirii din închisorile comuniste. Uitați-vă cum cei care din neamul ales au prigonit să omoare pe prunc, tot acum urători și slujitoare tainei fără de legii și urători ale Dumnezeu, prin tot soiul de asociații cu nume de-a lor, vor să-i distrugă pe cei care pentru neamul nostru au fost luminători în tendințele comuniste. Știți despre ce este vorba, vă las să căutați și să citiți, pentru că vreau să păstrăm Duhul Sărbătorii cât se poate de mult. Vă îndemnăm în zilele care urmează, Iubiți Credincioși, nu lăsați garda jos.
Rămâneți între zvia și tensiunea continuă a rugăciunii neîncetate și a da slavă lui Dumnezeu pentru fiecare felie de cozonac. Să dai slavă lui Dumnezeu pentru fiecare sarma pe care o mănânci. Să dai slavă lui Dumnezeu pentru fiecare mișcare pe care o faci, pe partea aceasta bună, de bucurie, de dulce, pentru că mintea trebuie să rămână în Dumnezeu, ori pe post, ori pe dezlegare, ori pe cele care sunt mai constrânse sau pe cele mai largi, trebuie să rămâi cu mintea la Dumnezeu. Dar poți să postești și să nu te împărtășești, poți să mănânci de dulce și să nu te împărtășești și tot te osândești pentru că n-ai nicio treabă cu pruncul Iisus. De aceea vă îndemnăm, rămâneți în împărtășirea continuă cu Sfintele și Preacuratele Taine. Atenție să nu vă fure starea demonului prin mânie, prin certuri, prin tensiuni ieftine de zi cu zi, ci să ridicați mintea prin citit, prin rugăciune și continuu pregătiți pentru sărbătoarea în care se taie împrejur și se pune numele pruncului. Nu vă pregătiți de acum pentru Revelion sau pentru la mulți ani sau pentru cumpăra dintre ani, pentru chestii mărunte la nivelul pământului. Pentru că nu s-a coborât Fiul lui Dumnezeu pe pământ ca să pecetluiască tot sărbătorile noastre păgânești pe pământ, ci s-a coborât pe pământ ca pe noi să ne ridice de pe pământ, să ne facă fii ai împărăției. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea și nouă și vouă trezvia și iubirea ca să putem să rămânem în starea de sărbătoare în continuare. Amin.